El să ne binecuvinteze pe toți care avem privilegiul acesta, ca după masa acestei zile, să stăm în prezența Lui. Este o onoare, dragii mei, să stăm în prezența Lui. Cuvântul lui Dumnezeu, în Epistola către Ioan, capitolul 3, spune: vedeți ce dragoste v-a arătat Tatăl să vă numiți copii ai lui Dumnezeu. Și suntem binecuvântat, fie numele Lui. Evanghelia după Ioan, după Matei, capitolul 18, cu versetul 19 și 20, cam bărbătare pentru noi, dragii mei. Și aș vrea să-l citesc în Matei 18, versetul 19 și 20. Îmi place foarte mult, vă mai spun iarăși. Este promisiunea lui Dumnezeu. Și îmi place mult și cred în promisiunea Lui. Și de când L-am cunoscut, am crezut în promisiunea pe care a spus-o Dumnezeu. Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. A promis Dumnezeu. Și crede în promisiunea Lui. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Unde este Domnul? Aici. Și te rog, dacă nu simți prezența Lui, dacă gândurile dumitale sunt în altă parte, roagă-te, Doamne, prin puterea Duhului Sfânt, vreau să simt prezența Ta aici, Doamne. Te laud că ești aici și îți mulțumesc că și eu am privilegiul acesta să fiu aici, unde Tu ești prezent și unde se cheamă numele Tău, Doamne. 2 Cronici 7 cu 14, atenție, dragii mei, este promisiunea lui Dumnezeu. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, ce facem noi astăzi? Chemăm numele Lui. Ce cere Dumnezeu de la noi? Se va smeri. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Adu-ți aminte unde ai greșit. Adu-ți aminte dacă L-ai întristat pe Dumnezeu săptămâna aceasta. Cu gândirea ta, cu vorbirea, cu purtarea. Doamne, mă smeresc în după masa acestei zile și vreau, Doamne, să primesc binecuvântările Tale. Ce cere Dumnezeu? Se va smeri, așa? Se va ruga și roagă-te, te rog. Roagă-te, Domnul. Nu știu cu ce te confrunți. Nu știi cu ce mă confrunt eu. Dar Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Spune că un fir de păr nu cade din capul meu fără voia lui Dumnezeu. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Domnul îl cunoaște deja. Unde poți să te ascunzi de fața lui Dumnezeu? Unde poți să te ascunzi de El? Roagă-te Domnului și va căuta fața mea. Simte prezența Lui. Doamne, te caut. Te caut, Doamne, că mai întâi m-ai căutat, Doamne. Și m-ai smuls din această lume blestemată, din această lume unde zace păcatul, din această lume unde nu este milă. M-ai smuls și sunt copilul Tău. Este promisiunea lui Dumnezeu, dragii mei. Trebuie să mă smeresc, să mă rog,
și să caut fața lui Dumnezeu. Scumpii mei, mă trag dintr-o familie de lăutari, părinții mei și mama mea și tatăl meu au cântat. Îmi cer scuze, înainte purtam ochelari să fiu puțin mândru, înainte să arăt puțin mai... Acum stau cu două perechi. O familie, mama mea cânta la acordeon, tatăl meu și el la acordeon. Am fost 6 frați, unul a plecat la cer dintre noi și a plecat din brațele meu, a rămas trupul lui pe mâinile mele și sufletul lui a plecat la cer. Și eu strigam la el, dorele, și nu știam că a plecat. 3 băieți și 3 fete, toți am cântat la diferite instrumente. Mama a avut o ambiție, fiind și părinții ei, și bunicii ei, muzicanți. Să ieșim lăutari cu nume. Și mă trezea mama la 5 dimineața, când tatăl meu pleca la muncă, mama mă trezea și mă punea să studiez 2 ore. Și așa făcea după aceea să învăț pe surorile mele. Și ele cântă la acordeon, la orgă și toată familia lăutari și muzicanți. Avem copiii lui Bogdan, fata este la conservator, anul 4, băiatul printre cei mai buni muzicieni din țară, printre cei mai buni acordeoniști. A dorit mama să iasă lăutari, dar nu știam că cântăm și îi lăudam pe cel rău. Îl slăveam câte 3 zile. Într-adevăr, câștigam hârtii multe, dar fără valoare. Fără nicio valoare. Și a venit o zi care a dorit Domnul Iisus Hristos să mă smulgă din acest veac, din această lume. Dar am fost mulți prin suferință eu. Pe timpul acela aveam pe Cristi și pe Ovidiu. Am 3 băieți și o fată. Dumnezeu să-mi binecuvinteze și pe ai mei și pe ai dumneavoastră. Fata mea este căsătorită în America, ține un misionar american. Are un copil de 1 an și 2 luni, va veni și el pe 24. Ei vor veni pe 24 septembrie, aștept cu mare drag. Trec zilele așa mai greu pentru mine acum până va veni nepotul să-mi lua în brațe. Scumpii mei, rugați-vă pentru mine. Am spus că sunt obosit. Și mama dorea să iasă muzicanți lăutari din noi. Dar într-o zi eram plecat să cumpăr o mașină și băiatul meu de 3 ani a avut un accident, a căzut într-un cazan cu apă fiartă. Și a fost gradul 2-3. Da, mersi. M-au anunțat că copilul este la spital. M-am dus pe la Grigore Alexandrescu și mi-am văzut copilul. Nu știu de ce a vrut Dumnezeu să-l văd. În chinurile cele mai groaznice. Doar țipa copilul meu. Și aș fi dorit în clipele acelea. Era pansat tot, dar nu știu de ce l-am văzut. Aș fi dorit să fiu în locul lui. Aș fi dorit să fi căzut în momentul ăla, să fi plecat după pământ. Atâta durere. Și vreau să te gândești. Dar tatăl meu din ceruri, Dumnezeu, care avea putere, eu n-am avut nicio putere atunci. Dacă ar fi făcut cineva copilului meu rău, eu l-aș fi distrus atunci. Dar tatăl meu din ceruri, care avea atâta putere, și fiul lui, atât îngeri lângă el, putea să omoare omenirea de multe ori.
Și tatăl asista la fiul lui când noi îl bajocoream. Dădeam cu biciul în el. Răni pe tot trupul Domnului Iisus. Aș vrea să te gândești la momentele acestea. Și eu m-am gândit de multe ori, credeți-mă. De la suferința băiatului meu am zis, Doamne, dar Tu de ce nu Te-ai răzbunat? Și l-au pus, l-au atârnat pe Domnul Iisus pe cruce. Și Domnul Iisus spune, mesete. Și aduc un burete cu oțet. Și îl pune la gură Domnului Iisus. Cât a suportat Dumnezeu pentru noi. Și Tatăl din ceruri și-a întors fața pentru o clipă de la Domnul, de la Fiul Lui. Și Domnul meu, iubitul meu, iubitul tău, a spus, iartă, Tată, iartă, Tată, că nu știu ce fac. Cât a suferit Domnul Iisus. Scumpii mei, nu știu după cât timp, o oră, două, trei, am intrat la medic în cabinet la dânsul. Și am vorbit cu el, aveam bani să-i dau cât ar fi dorit dânsul. Aveam cheile la mașină să-i le dau. Și cu atitudinea asta care o aveam eu, mizerabilă, îi spun medicului, să-mi faceți copilul bine. Și domnul doctor spune, copilul dumitale a intrat în comă. Și numai Dumnezeu este acum, dacă îi redă viața din nou, pentru carnea lui mă voi ocupa eu. Scumpii mei, am ieșit în cabinet de la dânsul, am căzut în genunchi și l-am rugat, Doamne, Tu poți să-l vindeci. De ce am spus vorbile astea? Măicuța mea a fost o femeie credincioasă. Mama mea ținea posturile, în ortodoxie îți vorbesc. Postul Crăciunului 40 de zile. Postul Paștelui 40 de zile, credeți-mă. Mama mea era nelipsită. De la Biserica Ortodoxă până când Dumnezeu i s-a descoperit. Ei și nouă. Dar cum s-a descoperit? Am căzut în genunchi și am promis, Doamne, poți să-l vindeci. Și eu mă voi întoarce la Tine. Dar nu spuneam că mă pocăiesc. Pentru mine, și de aia trebuie să avem răbdare cu cei dragi ai noștri. Să avem răbdare cu copiii noștri, că va veni o clipă când se vor pocăi. Dar să-l vază în noi. Au pretenție copiii, atenție, dragii mei. Au copiii, au pretenția aceasta să-L vază pe Dumnezeu în caracterul nostru. Ei vor să-L vază pe Dumnezeu în mine. Ei vor copii, cine este idolul copilului meu? Tata, eu sunt, dumneata ești. Și ei se vor întoarce la Dumnezeu. Scumpii mei, i-am făcut jurința aceasta că mă voi întoarce, dar nu spuneam că mă pocăiesc. Dar nu știu, după puțin timp, o săptămână, a venit o familie de credincioși, împreună cu tineri după ei, și au rugat, dacă în sătucul nostru, dacă le acceptăm pentru o oră să vorbească despre Dumnezeu, să-i cânte lui Dumnezeu. Inima mea frântă și am auzit Dumnezeu, am zis da. Și au început să predice din Evanghelie și mă uitam atent că ei vorbeau de cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede și e valabil și pentru dumneata. Cum ți-e numele? Domnul Ioan. Nu la întâmplare sunteți aici. Vă iubește Dumnezeu. Credeți-mă. Nu la întâmplare sunteți aici. Dumnezeu a dat pe unicul Fiu al Lui. Dacă credeți, să aveți viață veșnică și să vă petreceți veșnicia în împărăția lui Dumnezeu și aici pe pământ. Copiii lui Dumnezeu sunt binecuvântați. Predicând Evanghelia, cum este Domnul Ion acum, așa ascultam și eu. Și cu inima frântă,
Și au întrebat predicatorul, a citit în Biblie, spune că Domnul Iisus a venit la ei săi, la poporul său, la Israel, dar ai săi nu l-au primit. Dar a fost unii care l-au acceptat în inima lor. Acești oameni le-a dat dreptul Dumnezeu să se numească copii de Dumnezeu, binecuvântat fie numele Lui. Și în momentul acela eu am spus, Doamne, eu vreau să mă întorc la Tine. Mama mea, sora mea, soția mea, și s-a făcut deja o bisericuță la noi în casă. Și de atunci Dumnezeu a fost respectat și îl respect și îl iubesc pe Domnul meu, că merită să-l iubesc, că și El are grijă de cei dragi ai mei și de cei dragi ai noștri, la toți care stăm în prezența Lui acum. 3 ani de zile a fost biserica la noi în casă. După aceea, eu totuși continuam să cânt primul an, dar la când mergeam la nunțile acestea care acum am ieșit, nu-mi place nici să mai le pomenesc. Acolo începeam să plâng. În pauză, mergeam în grădină și începeam să plâng. Și îmi spuneam, Doamne, aici nu mai este locul meu. Dar mă certam cu El, făceam negoț cu El. Dar ce să-mi câștig pâinea, Doamne? Cu ce să-mi cresc copiii, Doamne? Nu mi-a răspuns Dumnezeu. Și într-o zi, eu am spus, da, astăzi eu nu mai cânt. Și scând doar Ție, Doamne. Pe Tine Te voi lăuda. Pentru vreme, dragii mei, dar L-am iubit și-L iubesc. A trebuit să-mi câștig pâinea cu ce? Mi-am cumpărat o drujbă. Dar nu știam nici să o pornesc. Credeți-mă. Și mă ceam cu ea să tai lemne, dar n-am știut să-i dau drumul. Dar după puțin timp, am devenit profesionist. Tăiam în pădure. După aceea am zis să fac cărămidă. O muncă foarte grea. Pământ și apă și amestecat. Și în momentul ăsta când făceam eu cărămidă, a venit un muzicant la mine, un lăutar la mine. Angajase o nuntă pentru că mă va duce el la mine, la nuntă. Eu promisesem că nu mai cânt. Și spune, uite, Marian, ți-am adus arbună. Renea Gheorghe, eu nu mai cânt. Și după un timp de negoț care l-a avut cu mine, el îmi spune, vezi ce prost ești. Uite cum ai ajuns. Și într-adevăr eram plin tot de pământ. Dar Dumnezeu, după puțin timp, mi-a trimis 3 familii care practicau meseria asta. Și într-un an de zile am făcut 50.000 de cărămizi. Și Biblia spune, încredințează soarta în mâna lui Dumnezeu. Încredințează-ți viața în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va lucra. Scumpii mei, am încercat să-mi duc copiii la școală, am dorit, mă rugam, nu le-am spus că n-am. Și aseară îmi spunea copiii, aseară când mergeam la sora mea, ea și-a crescut copiii, cumnatul meu și-a crescut foarte bine, la liceu de muzică, cu îmbrăcăminte scumpă. Și copiii mei spunea, tată, n-aveam nici trenic, nici tenis noi. Și copiii mergeau la școală cu 2 lei, dar venea cu ei înapoi. Dar astăzi sunt binecuvântați. Sunt cei mai binecuvântați copii. Credeți-mă. Astăzi copiii mei sunt binecuvântați Domnului. Și toți sunt lângă Domnul și iubesc pe Domnul. În fiecare seară avem părtășie cu ei. Un bătrân la 60 de ani. Ei vin la noi. În fiecare seară să mâncăm împreună. Și glumesc cu mine, parcă aș fi de seamă cu ei. Să răsfață copiii mei cu mine. Încredințează-ți copiii în mâna lui Dumnezeu. Și sunt binecuvântați. Fata este asistent medical, e căsătorită în America și copiii mei sunt binecuvântați. Dragii mei, aș vrea... Am fost să spun și pentru domnul Ion, că oamenii care își încredințează soarta în mâna Dumnezeu, Dumnezeu nu ne lasă de rușine.
Dumnezeu ne binecuvântă și pe pământul acesta. În Ioan capitolul 14, un mesaj care l-am avut și astăzi, frate, îmi cer scuze, eu mi-am uitat și notițele acasă astăzi. Ioan 14, promisiunea lui Dumnezeu. Și aș vrea să fii atent. Să nu vi se tulbure inima. Și știa Dumnezeu că ne tulburăm de multe ori. Și asta spune Dumnezeu. Nu te tulbura. Poate treci prin încercare. Nu știu prin ce încercare trecem. Dar Domnul este lângă noi. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Aveți credință în Tatăl și în Domnul Iisus. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, eu v-aș fi spus. E Dumnezeu care ne spune, dragii mei, mă duc să vă pregătesc un loc. Unde este Domnul Iisus acum? Aici, dar și acolo. Cu mintea, nu știu. Dar cu inima. Dacă este plină de puterea Duhului Sfânt, vom înțelege lucrul ăsta. Și credința este o încredere neclintită în ceva care nu vedem, în lucrurile care nu se văd. Și după ce mă voi duce, mă voi întoarce ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Versetul 15, aș vrea să fie atenți. Păi ne-a lăsat orfani, a plecat Domnul Iisus și noi cum? Ce se întâmplă cu noi? Ne-a lăsat o promisiune Dumnezeu. Dacă mă iubiți, ce cere Dumnezeu? Ioan, versetul 15, te rog. 15, le-ai dat? Ah, da. Și eu voi ruga pe Tatăl și le va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac. Și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți că să rămâne cu voi și va fi în voi. Dragii mei, promisiunea pe care mi-a lăsat-o Dumnezeu mie și dumitale care stăm în prezența Lui este să îl așteptăm. Cu drag, dar nu suntem orfani. Avem Duhul Sfânt în inimile noastre. Și Duhul Sfânt, în după masa acestei zile, ne-a învățat să strigăm, Tată, ai milă de mine. Tată, ai milă de copiii mei. Tată, ai milă de cei dragi ai mei. Prin puterea Duhului Sfânt, dragii mei. Și Doamne, ajută-ne să fim plini de puterea Duhului Sfânt. Scumpii mei, îmi place mult, spune versetul 15, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ce cere Dumnezeu de la noi? Ce cer dumneata de la copil? Iubire, nu așa? Ascultare și iubire. Și promisiunea este și eu voi ruga pe Tatăl să vă dea tot ce vă trebuie. Câte miracole a făcut Dumnezeu cu noi. După 3 zile mi-a ieșit copilul din comă. Astăzi copilul meu n-are niciun semn pe trupul lui, credeți-mă. Și Dumnezeu știe ce spun. Mă uit de multe ori când îl văd. E un băiat solid, cu mușchi mulți pe el. Este frumos, îl văd cel mai frumos eu. Și de multe ori mi-l iau în brațe. El nu mai acceptă să-l iau și vreau să-l pup. Un semn nu este pe el, credeți-mă. N-are niciun semn. A făcut Dumnezeu miracole cu el. Și merită să-L iubesc pe Dumnezeu. Merită să-L iubim, dragii mei. Slavă Lui. Binecuvântat să fie numele Lui. Dragii mei, ne apropiem de încheiere. Va veni clipa aceea. Când sufletul din noi va părăsi trupul acesta. Că vrem, că nu vrem. Sufletul va pleca din trupurile noastre.
și să vă aduce în prezența lui Dumnezeu. Și e valabil și pentru Domnul Ion, dar și pentru mine. Și în Apocalipsa, capitolul 20 cu versetul 12, spune că acolo se va deschide o carte. Este cartea lui Dumnezeu și acolo se va deschide o altă carte care este cartea vieții. Și va vede dacă numele meu este scris în cartea vieții. Și Domnul Ion, dacă nu este scris în cartea vieții, la unii le va zice Dumnezeu, nu te cunosc, plecați de la mine blestemaților, că n-ați iubit pe Fiul meu, n-ați vrut să-L acceptați în inima voastră și n-ați vrut să vă scriu numele meu, numele în cartea mea. Și valabil și pentru noi. Se va deschide o altă carte care este cartea vieții. Ce am făcut de când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos. Citea fratele Bogdan Fapte 17:30, cred, dacă nu mă înșel. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Nu mai și aduce aminte. Până la 30 de ani. Ce am făcut eu. Dar după ce l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, poruncește fiecăruia să aibă o viață frumoasă, plăcută, să-mi aducă bucurii. Se deschide o altă carte care este cartea vieții și acolo se vede cu deamănuntul ce ai lucrat, ce ai făcut, unde poți să te ascunzi de fața lui Dumnezeu. Doamne, Psalmul 139, Doamne, Tu mă cercetezi aproape și Tu mă cunoști. Doamne, Tu știi când stau jos și când mă scol. Și de departe, împătrunz gândurile, Doamne. Nu mi-ajunge cuvântul pe limbă. Și Tu, Doamne, în totalitate, știi tot ce vreau să spun. Dragii mei, scumpă biserică, dorește Dumnezeu iubire. Când iubești pe cineva, îl și respecti. Dacă îți iubești soția, o respecti. Dacă îți iubești soțul, îl respecti. Eu îmi iubesc soția și credeți-mă, mi-o respect. Și văd frații mei, văd vecinii mei, că eu îmi respect soția. Eu nu plec nicăieri. Acum ar trebui să rămână ea la biserică și împreună cu copiii mei. Dar oriunde plec, nu pot să plec la o petrecere fără ea. Am fost plecați acolo la o conferință, am zis, nu plec fără tine. Trebuia să fie o conferință iar pe 22 septembrie, nu știu, v-ați înscris. Și mi-a trimis mesaj și soția a zis, eu nu o să pot să plec, am și ce fata. Nici eu nu plec. Îmi respect soția. Când respecti pe Dumnezeu, faci ce vrea Dumnezeu. Ce spune cartea aceasta? Și cartea aceasta este cartea lui Dumnezeu. Toată scriptura asta, toată scriptura este însuflată de Dumnezeu ca să ne învețe cum trebuie să ne comportăm pe pământul acesta. Să ne mustre dacă am făcut ceva rău, să ne îndrepte și să ne dea înțelepciune. De ce? Pentru ca omul lui Dumnezeu să se vază caracterul lui Dumnezeu în el și să mă ajute Dumnezeu pe mine, care sunt în prezența Lui acum și în prezența dumneavoastră, să am caracterul lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu. Și închei cu asta, copiii noștri îl vor vede pe Dumnezeu prin noi și se vor întoarce la Dumnezeu. Binecuvântat și glorificat fie numele Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Domnul să ne dea o noapte binecuvântată. Domnul să ne dea o săptămână binecuvântată. Și rog să-și trimeată îngerii Lui să ne păzească copilașii, să ne păzească pe noi și pe cei dragi ai noștri. Amin. Fiți binecuvântați, dragii mei.